în acest loc frumos și cald și primitor, în casa noastră tuturor, că este casa Părinte, casa noastră frumoasă, clopotul de la albără. V-am spus că este nevoie să le auzim și să auzim mereu clopotul care ne-a chemat la unitate pe noi români. Și am fost, atunci am fost unul și acum sunt. Dacă vom ști să ascultăm bine clopotele bisericii, căci doar acolo poate pleca de care din biserică, vom primi toate cunoștințele care avem nevoie și vom avea un sens de timp. Așadar, clopotul Rugăciunii de la ora 4:06, va clopot întâlnirea și sufletul de acolo clopotat, întâlnirea ce reunirea și strălucirea României. Thank you.